Avem o fetiță, o cheamă Andreea. Dă-o mai așa. Și cuvântul Domnului spune așa. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, Domnul să te binecuvânteze și să te păzească Andreea. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Andreea. Amin. Domnul să-și înalță fața peste tine și să-ți dea pace, Andreea. Amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta, zice Domnul. Amin. Tatăl nostru din ceruri, venim la tine în această seară și îți mulțumim de prezența ta. Îți mulțumim că aici este acel care ne-a fost promis de însuși Domnul Iisus. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Îți mulțumesc că inimile aici au fost deschise și râul de apă vie curge, Doamne. Ne-am oprit un pic din desfășurarea acestei slujbe duhovnicești ca să aducem pe Andreea la Tine și să o încredințăm în brațul Tău de Dumnezeu. Îți mulțumesc pentru părinții ei, Doamne. Îți mulțumesc că ea s-a născut și este sănătoasă. Și îți mulțumesc că Tu o vei face totdeauna sănătoasă. Chiar dacă va experimenta boli în trupul ei, Tu o vei vindeca, Doamne. Mă rog în seara aceasta să binecuvânți părinții ei și dacă are bunici și întreaga familie, să fie binecuvântată de Tine. Mă rog ca lumina Ta să strălucească peste ea. Mă rog, Doamne, ca ea când va fi mare să Te aleagă pe Tine, Domn și Mântuitor. Mă rog să umpli cu Duhul Tău cel Sfânt încă de mică. Mă rog să rânduiești pâinea cea de toate zilele și să-i dăruiești tot ceea ce are nevoie pentru ca să trăiască o viață pașnică și liniștită în prezența Ta. Doamne, mă rog pentru mama ei să o faci să fie o mamă credincioasă în continuare și să se creadă în Tine în orice situație. Când ei nu vor ști ce să facă, în situații dificile, mă rog să îi îndrumi și să îi sfătuiești să îngenuncheze la tronul Tău de har. Și Tu să le dai binecuvântarea. Doamne, vreau să mă rog pentru toți copiii din adunare, pentru fiecare băiat, băiețel, pentru fiecare fetiță de aici, pe care noi îi iubim așa de mult și mai mult decât Tu iubești, mă rog să pui Duhul Tău de pace și de liniște peste ei, Doamne. La școală, la grădiniță, acasă cu părinții sau bunicii, oriunde sunt, Doamne, îngerii Tăi să tăbărască în jurul lor și să-i păzească de orice primejdie. Încredințăm pe Andreea în mâna Ta, Doamne. Te rog să-i binecuvânt sufletul, duhul și trupul ei. Mă rog să o binecuvântez cu o dezvoltare armonioasă și să fie o binecuvântare pentru familie, o binecuvântare pentru biserică și o binecuvântare pentru societate. În numele cel mai măreț te rugăm, cel mai presus de orice nume, al lui Iisus Hristos, Domnul nostru, și punem numele Tău peste ea și numele Tău e un turn de scăpare. Haleluia! Îți mulțumim, Doamne, că noi toți de aici suntem binecuvântați de Tine și primim binecuvântarea așa cum roa se coboară pe muntele Hermonului. Noi toți de aici ne ridicăm inimile și glasul și mâinile noastre și primim binecuvântarea Ta. Amin. Amin. O încredințăm în brațul Domnului și Domnul să o binecuvânteze pe Andreea mai departe. Amin. Fraților, se pare că Duhul Domnului a fost la lucru, a mișcat inimi și